Astăzi s-au împlinit 97 de ani de la moartea lui Ioan Slavici. Scriitor, jurnalist și membru corespondent al Academiei Române, este autor de novele precum Moara cu noroc, Gura satului și de romane, dintre care amintim Mara. Opera sa a fost influențată de viața satului ardelean. A trecut la Domnul în data de 17 august 1925, fiind înmormântat la Schitul Brazi.